dimineața, sunt Luiza Gigiu și vă invit, ca în fiecare dimineață, de luni până vineri, să urmăriți matinalul Fii Antenă cu draga noastră Mădălina Mitu. A face fericit pe cineva este o artă care se învață tot timpul. Bună dimineața, dragii mei matinali, sunt Mădălina Mitu și vă dăm întâlnire din nou la o nouă ediție matinală dintr-o zonă ce mie îmi place tare mult. Suntem în zona Bujoreni, mai exact, la Muzeul Satului, un obiectiv turistic ce este foarte des vizitat. Iar în ediția de astăzi vreau să vă spun că avem o invitată. În această dimineață vine din zona Gorj, un teritoriu bogat în valori și în tradiții culturale, un ținut magic al artei populare. Mama ei este nimeni alta decât doamna Victorița Lăcătușu. Fiind o iubitoare de folclor, i-a insuflat dragostea pentru muzica populară. Dar să o lăsăm pe invitata mea să ne povestească mai multe despre frumoasa ei poveste de viață, așa că să-i spunem împreună bună dimineața cu drag solistei Alina Lăcătușu. Bine ai venit, draga mea, mă bucur tare mult! Bună dimineața, bine te-am găsit, bine v-am găsit! Faci cum ești, știu, suntem matinali noi acum în zona Olteniei, ai venit pe tărâmurile noastre așa mai agitate, dar la bază ai ceva rădăcini în zona noastră sau doar 100% gorjancă? 100% gorjancă, în Vâlcea doar îmi place să vin, atât. Mi-ai spus la un moment dat că ai avut chiar și ceva spectacol aici, la Muzeul Satului? Am avut evenimente, mai degrabă. Uite, cu această ocazie îi mulțumim din suflet domnului director Claudiu Tulugea pentru că ne-a pus la dispoziție această locație minunată, îndrăgită de toți artiștii și bineînțeles de toți iubitorii de tradiții și obiceiuri, și să nu uităm că de acolo am plecat și ne tragem cu toții. Bun, avem plăcerea de a discuta în această dimineață cu o artistă iubită și îndrăgită și sunt tare curioasă să-i aflăm povestea de viață și cum este să ai o mamă atât de iubită și îndrăgită, dacă a fost ușor, este o povară sau nu. Dar asta e imediat, dragii mei matinali, după ce ascultăm gradele în termometre câte avem, dacă avem soare, ploaie, îl ascultăm pe băiatul de la meteo acum și revenim imediat aici alături de mine și de invitata mea, așa că stați cu noi până la final, să nu plecați! Cei de la Administrația Națională de Meteorologie ne anunță că la nivelul țării temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 24 de grade, în timp ce valorile minime vor fi cuprinse între minus 5 și 14 grade Celsius. Județul Vâlcea, Buila, Vânturarița, între minus 5 și 8 grade Celsius, Masivul Cozia între minus 1 și 7 grade Celsius, Horezul între 6 și 16 grade Celsius, Brezoi între 6 și 15 grade Celsius, Voineasa între 4 și 11 grade, Câineni între 5 și 12 grade, Băile Govora între 7 și 16 grade, Olănești între 5 și 14 grade, Călimănești între 6 și 15 grade, Drăgășani între 10 și 18 grade, iar în Râmnicu Vâlcea temperaturile vor fi cuprinse între 8 și 17 grade Celsius. Bun, bine am revenit din nou la matinalul Fii Antenă. Ne bucurăm din suflet că ne primiți în casele dumneavoastră în fiecare dimineață de luni până vineri, cu începere de la 7 și un sfert până la ora 8 și fără 5 minute, cam așa. Sperăm din suflet să aveți o parte de tot ce este mai bun în această zi și nu numai, în fiecare zi și în toată viața aceasta, să aveți parte de sănătate, de bucurii și de energia aceasta pe care eu mi-o doresc din suflet să vă transmit în fiecare zi și, bineînțeles, invitații mei, invitați și dumneavoastră, îi apreciați tare mult pentru că m-ați felicitat de fiecare dată atunci când am avut ocazia să ne întâlnim pe stradă, la un supermarket. Mă bucur tare mult și să o faceți, dragii mei, de fiecare dată, fără emoții, fără jenă. Vorbiți cu mine, sunt foarte sociabilă și modestă, n-am fițe, așa că stăm de vorbă și chiar mă bucur și eu din suflet să vă aflu părerile, sugestiile. Și mai cu seamă vă așteptăm și mesajele în această dimineață, intrați pe pagina noastră de Facebook, Antena 3 Vâlcea. Draga mea Alina Lăcătușu, noi mai avem câteva rubrici. Prima este meteo și cea de-a doua ar fi horoscopul. Noi avem așa o întrebare specifică matinalului și anume, cum
cum te vezi tu ca persoană, ca om, ca artist, cu bune și cu rele, calități și defecte? Aoleu, păi probabil că acum aș începe cu defectele, dar nu o să mi le spun. O să le țin pentru mine astăzi, că e prea frumos afară și suntem în locația aceasta minunată. Probabil că una dintre calitățile mele este sinceritatea. Asta poate fi și un defect, pentru că în ziua de azi a devenit... Câteodată, da, e prea mult să fii sincer în ziua de azi. Nu știu alte calități. Defectele, unul dintre defecte, tot îmi vin defectele în cap. Eu zic că e și perfecționistă, din ce am văzut eu. Puțin perfecționistă, asta poate fi și un defect profesional. E un lucru, eu zic că e un lucru bun, a vrea să devii cea mai bună variantă a ta, asta da. Înseamnă să te autodepășești și să vezi până unde poți să ajungi, așa că e foarte bine. Mă străduiesc în fiecare zi. Draga mea, atunci hai să vedem ce până la urmă vreau, de fapt, măi Andrei, tu ce zici, ghicești zodia? Hai să întrebăm ce anotimp îi place, ce anotimp îți place, Alina? Acesta în care ne aflăm. Am înțeles, deci cumva Scorpion? Da, 100%. Nu, așa ceva. Dragii mei matinal, jucați-o pe asta. Mi-a plăcut maxim, deci n-am cum să ghicesc în halul ăsta, să mă uit în ochii să spun Scorpion și să zic da. Foarte tare, Alina. Da. Sunt câțiva nativi care au șanse să facă bani frumoși zilele acestea. Haideți să o ascultăm pe colega mea, horoscop, fiecare zodie. Ascultați-o și revenim imediat aici. Berbec. Berbecii pot planifica redecorarea locuinței. Totodată, în viața de cuplu pot apărea schimbări și este important să facă tot ce le stă în putință pentru a alunga monotonia. Este o zi în care taurii se vor preocupa de sănătatea lor și pot să abordeze un stil de viață diferit, o alimentație mai echilibrată sau pot aduce noutăți în rutina zilnică. Gemeni. Pentru gemeni pot reapărea unele întrebări legate de trecut, mai exact de viața sentimentală. Nu este exclus ca o fostă iubire să revină în viața voastră, de această dată privind lucrurile dintr-o perspectivă diferită. Rac. Racii vor primi o propunere de nerefuzat din partea prietenilor. Cu siguranță nu v-ar părea rău să spargeți tiparul activităților obișnuite. Leii se vor axa pe atingerea obiectivelor personale. Ar fi de preferat să fie deschiși la schimbări sau neprevăzut, pentru că se pot ivi fel și fel de surprize. Fecioară. Fecioarele își doresc să plece într-o excursie în natură, pe care cel mai probabil nu au plănuit-o din timp. În orice caz, pregătiți-vă pentru o deplasare. Balanță. Accentul cade pe casă și familie în această zi și nu este exclus să predomine discuțiile interesante cu cei dragi. Scorpion. Este o zi bună pentru reevaluarea modului de comunicare și relaționare pentru scorpioni. Interesul vostru va fi înclinat spre subiecte legate de dezvoltarea cunoștințelor personale. Săgetător. Săgetătorii au foarte multă energie astăzi. Dacă așa stau lucrurile, încercați să faceți puțină mișcare. Acasă, ori în aer liber. Capricorn. Nativii Capricorn își petrec timpul alături de persoana iubită. Dacă nu ați plănuit nimic pe ziua de astăzi, lăsați-i pe ei să preia controlul și să vină cu propuneri și activități. Vărsător. Casa iubirii staționează în zodia Vărsător. Cei singuri pot fi atrași de o persoană nonconformistă, care iese din tiparele lor obișnuite. Pești. Inovația este cuvântul de ordine pentru pești. Poate fi resimțită atât la nivel sentimental cât și profesional, așa că surprizele nu vor lipsi astăzi. Gata și cu horoscopul pentru această zi frumoasă. Vă salut cu mare drag pe toți și vă mulțumesc că sunteți alături de noi și spuneți prezent în fiecare dimineață. Am văzut acest lucru și am observat de fapt acest lucru întâlnindu-mă cu dumneavoastră, așa cum am spus mai devreme, nu vreau să mă repet. Și pentru cei care ați deschis televizoarele mai târziu, știți că aceasta este vorba mea, să vă prezint de fiecare dată, după fiecare rubrică, pe cine avem în această dimineață. O gorjancă tare frumoasă și mai cu seamă este fiica doamnei Victorița Lăcătușu, Alina Lăcătușu, și vreau să o întreb, draga mea, reprezinți zona gorjului și aveți un stil aparte de a cânta. Spune-mi, te rog, ce este diferit, nu știu, diferit și specific zonei voastre? Diferit poate fi stilul acesta al
gorjencelor, ambitusul se referă la cântatul acesta mai sus, vocile acelea subțiri și stilul acesta al hăulitului. Tipic gorjenesc, pe care da, îl cântă numai gorjencele. Și unii gorjeni, de exemplu Ion Drăgan, pe care sigur îl cunoaște foarte mult. E prietenul nostru, desăvârșit, e prietenul Andrei. Știe el și mai ales eu, l-am avut la toate edițiile speciale, este un om extraordinar, plin de viață, un prieten chiar fain și prieten chiar și cu familia mea, așa că mă bucur tare mult că îl cunosc. Și da, mă bucur că avem prieteni comuni, da, draga mea. Gorjenii, de altfel, pun suflet în tot ce fac și creează cântece doar din ce trăiesc, doar din ce trăiesc. Probabil și din cauza asta sună puțin diferit, zic eu. Așa trebuie, trebuie. Știi, e vorba aceea, să-ți lauzi talentul și dacă ai cu ce te lăuda, e păcat să-l ții doar pentru tine. Mulți spun, dar de ce trebuie să zic sau să mă lau, că nu, trebuie să fii modest. Nu, dacă ai o calitate, scoate-o în față, draga mea. Oltenilor le lipsește uneori modestia, recunosc, dar ce să facem? Ne lăudăm și noi cu ce avem mai frumos. Adevărul că în această dimineață, dragii mei telespectatori, chiar dacă este soare așa și mă intră câteodată în nor, simțim așa gradele acestea în termometre, este destul de friguț. Însă sunt tare curioasă să o întrebăm acum pe Alina, fiind fata unei soliste cu un nume sonor, a fost greu să te ridici la acest nivel și să nu îți dezamăgești niciodată mama? Nu știu exact la ce nivel mă aflu, ca să-ți spun drept. Mama mea cred că este mândră de tot ce am realizat și pot să spun că m-a susținut în tot ce am făcut până acum. Nu am simțit că ar fi vreo concurență sau nevoia să o depășesc niciodată. Foarte frumos punctat și spus. Alina, până la urmă mai am eu o vorbă, ci că se spune că întotdeauna elevul trebuie să-și depășească profesorul. Așa este. Mama mea a fost un profesor în toate, un pedagog destul de bun, doar că din punct de vedere al meseriei, ca să spun așa, strict profesional, la cântat, eu mi-am văzut de... nu știu cum să spun, de drumul meu, de pașii mei. Ea a fost, a trăit, a crescut altfel, s-a ridicat altfel decât cum facem noi astăzi. Ești singura fată a dânsei? Nu, mai am o soră. Este mai mică decât mine cu un an. Nu, a cântat, a studiat. Ea se ocupă cu totul altceva și este tot în zodia Scorpion. Și dânsa ce zodie este? Pești. Ah, pești. De aceea ne-a și tolerat săraca. N-avea, nu cred. Alina, tu mai ai și un alt domeniu la care activezi sau ești doar strict pe muzică și atât? Eu fac doar muzică, doar că sunt și profesor. Dar doar muzică. Aproape orice fel de activitate de ale mele profesionale sunt strict legate de muzică. Bună, Alina, păi hai să facem așa în felul următor. Mie îmi place tare mult să le arătăm celor de acasă, pentru că astăzi ai venit cu o bogăție a folclorului românesc, anume 3 videoclipuri muzicale și ar fi păcat să nu te asculte cei de acasă, așa că te ascultăm, draga mea, cu primul videoclip muzical, după care revenim imediat aici pentru că avem mai multe să discutăm cu Alina și să descoți, eu știți cum sunt, cârcot așa, da? Cârcot așa aia frumoasă, că mi-au murit lăudătorii. Revenim imediat, dragii mei. Știubeiu de supulme, te văzui neică pe tine, tu burguții la dăbai, eu apănul ce-ore luai. La știubeiu de supulme, te văzui neică pe tine, tu burguții la dăbai, eu apănul ce-ore luai. De-o fi bine, de n-o fi, norul nu-l mai pot opri, că nimica tinerel și-mi stă bine lângă el. De-o fi bine, de n-o fi, dorul nu-l mai pot opri, că nimica.
tu mă ridicaș de jos și mă sărutaș frumos. Când adui ca să mă-ntorc, mă împiedicai de-un cior. Tu mă ridicaș de jos și mă sărutaș frumos. De-o fi bine, de n-o fi, dorul nu-l mai pot opri. Că minica tinerel și slăbine lângă el. De-o fi bine, de n-o fi, dorul nu-l mai pot opri. Că minica tinerel și slăbine lângă el. Nicuță-n brață, toată mă roșii la față. Se legă dorul de mine și nu știu de o fi bine. Când mă luași Nicuță-n brață, toată mă roșii la față. Se legă dorul de mine și nu știu de o fi bine. De o fi bine, de n-o fi, dorul nu-l mai pot opri. Că minica tinerel și stă bine lângă el. De o fi bine, de n-o fi, dorul nu-l mai pot opri. Că minica tinerel și stă bine lângă el. Da, dragii mei matinali, se vede, se vede dragostea ei pentru muzica populară, Alina Lăcătușu, în această dimineață. Vreau să-mi spui, draga mea, ce sfaturi îți dădea cel mai des mama ta? Care erau acelea? Unul dintre cele mai importante sfaturi a fost să fim atente ce vorbim, peste tot pe unde mergem, cum vorbim, cum ne prezentăm. Nu știu de ce, dar cred că ne-a prins foarte bine. Cred că aceasta era și premiza, poate, pe, nu știu, pe care o urma dânsa și... Probabil, da. Crescută într-o familie de oameni foarte simpli de la țară, bănuiesc că au plecat cu lucrurile acestea basic, cum se zice, de bază din familie. Ți-ai dorit, ești tu la un moment dat, când erai adolescentă, să activezi la într-un alt domeniu și oarecum ți-a fost insuflată partea aceasta muzicală sau pur și simplu a fost decizie proprie și atât? Chiar nu mi-am dorit să fac asta, dacă îți vine să crezi. Nu mi-am dorit să fac muzică populară pentru că știam că părinții mei s-au chinuit foarte mult, adică nu este o viață tocmai ușoară, chiar dacă cu toții ne urați distracție plăcută când mergem la evenimente, să știți că este foarte greu, foarte obositor. Am studiat muzică din clasa 1 și am făcut muzică clasică, mi-am terminat conservatorul, nu mi-am dorit să fac neapărat muzică populară, dar cumva m-am întors la asta. Care este piesa care te reprezintă pe tine cel mai mult? Și poate și din repertoriul tău sau din repertoriul mamei tale sau oricare altă piesă care te reprezintă? Momentul acesta este ultima piesă creată pentru băiețelul meu. Asta este. Da, în momentul acesta al vieții mele. Clar. Ești împlinită ca mamă? Acum da, da sunt. Mă bucur tare mult. Pentru fiul tău așa te-ai gândit ce ai vrea pentru el, ce ți-ai dori pentru el sau? Mi-aș dori foarte mult să fie sănătos și să gândească ca un om liber. Nu știu exact dacă mi-aș dori să fie artist de orice fel, mi-aș dori doar să știe să aleagă cu sufletul. E frumos spus așa din sufletelul ei și vreau să adresez o întrebare, zic eu, amuzantă, dar în același timp cu sens. Ci că, Alina, dacă ai descoperi mașinăria timpului și ai da timpul înapoi, ce ei spune sau ce ai schimba? Sau... Grea, da, greuț, nu știu. Nu... Deci îți imaginezi așa mașinăria timpului, vorbești cu ea și zice, Alina, ce ai schimba la trecutul tău sau ce ei spune? Să nu ți aducă în viitor sau în... Nu aș schimba nimic din ce am trăit până acum, dar dacă aș trăi în alt timp, aș trăi cum e aici. Mai liber. Să înțeleg foarte mult că ți-a plăcut acea perioadă a bunicilor, străbunicilor, străstrăbunicilor. Cu siguranță, pentru că eu am crescut de asemenea la țară, într-un mod de viață foarte, foarte simplu. Nu se compară cu ce trăim acum sau cu ce au trăit copiii, dar cu siguranță telespectatorii știu despre ce vorbesc, majoritatea. Și da, mi-ar fi plăcut să trăim mult mai simplu.
Ce detești în momentul de față? Ești, ce detești? Ce urăști? Ce nu suporți în momentul de față? Fie de la oameni, fie de la viață, fie de la împrejurimi, de la ce simți tu? Lipsa timpului. Trăim în contratimp. Tot timpul. Da, da. Este foarte dificil să ne organizăm și asta doar datorită timpului și stilului de viață pe care am ajuns să-l trăim. Așa este. Stau și mă gândesc câteodată și mi imaginez, măi, ce se întâmplă? Nu mai am timp de nimic. Mă trezesc dimineața la 5, apoi avem o emisiune, după care trebuie să fac desfășurător, program, merg la cumpărături, ajung acasă, fac, gătesc și cam atât. Asta a fost. Știi că eu mă străduiesc foarte mult, de un timp încoace, nu de foarte mult timp, să trăiesc și pentru mine, ca om, ca femeie, ca mamă. În ce sens? În ce mod? De exemplu, în vara aceasta am fost într-o vacanță cu două prietene în Zodia Gemeni, le-am și spus, e ca și cum aș fi plecat cu încă patru persoane, nu cu două persoane. A fost foarte interesant și a fost un început, zic eu, pentru mine. De libertate, de independență. Deci acesta ar fi sfatul tău pentru toți oamenii în general, da. Să trăiască mai mult pentru ei, să-și trăiască să viața. Cel puțin. Totul pornește de la a încerca să faci ceva pentru tine și mai departe vezi cum. Și mai departe, dragii mei, haideți să vedeți acum ce urmează pentru dumneavoastră. Urmează cel de-al doilea videoclip muzical, Alina Lăcătușu, pentru dumneavoastră, și revenim imediat aici la noi pentru că am ceva întrebări așa de suflet. Cum am început, așa și continuăm și așa terminăm. Stați cu noi! Săracasă, nebună-n toate la masă.
și mâncam de străcinele, uitam dururile grele. Și pentru că în viață nimic nu este ușor, dar când o faci cu plăcere, totul devine mai frumos. Vreau să-i adresez o întrebare în această dimineață, nu doar una, mai multe, invitatei mele, și anume, ce sacrificii ai face, Alina, ca să ai succes? Și te felicit și pentru cel de-al doilea videoclip muzical. Pentru succes, nu mi-aș sacrifica decât o parte din timp, atât. În rest, nu mi-aș sacrifica niciodată liniștea, nu știu, familia, orice altceva, mi se pare... Nu există preț pentru asta. Cel mai mult, deci, pui preț pe timp, pui preț pe tine, pui preț pe familie și pe copilul tău. Probabil că uneori ești forțat să sacrifici timpul. Atât. Ce calități admiri cel mai mult la părinții tăi, Alina? La părinții mei, la mama mea, de exemplu, am admirat întotdeauna bunătatea și liniștea, da, liniștea ei, răbdarea ei, controlul ei ca om. Eu sunt foarte diferită, nu sunt ca ea, nici eu, nici sora mea nu semănăm, nu avem temperamentul ei, din păcate, dar, mă rog, asta nu ține neapărat de ea. Ea este un om foarte calm și foarte bun, iar la tatăl meu, perseverență. E un om foarte perseverent în tot ce își propune. Dânsul a fost tot în acest domeniu al muzicii? Da, este și acum este, da. E un om perseverent, talentat și, nu pot să spun foarte multe lucruri despre el. Iar acum o întrebare așa mai personală, Alina. Ce calități ar trebui să întrunească, dragii mei matinali, un bărbat ca să te poată cuceri? Fii atentă că sunt tare curioasă ce-mi răspunzi, pentru că te văd așa meticuloasă, atentă la detalii și mai ales cu experiență de viață care te-a făcut să devii un om foarte matur, zic eu. Nu știu sigur dacă e adevărat, dar dacă las impresia asta, e foarte bine. Nu știu ce calități ar trebui să aibă. Ar trebui să fie un om bun și sincer, un om care să fie real, pur și simplu. Dar stau așa câteodată și mă gândesc la aceste calități, de le cerem noi tot timpul, să-mi dea Dumnezeu un băiat bun și, da, nu știu, răbdător și sincer, dar mai există acea variantă în care Dumnezeu ți-l dă, că știi cum e, ai grijă ce-ți dorești, că ți se poate îndeplini, și e posibil să nu-ți placă, nu știu, să te enerveze sinceritatea lui, să, nu știu... Ai dreptate. Știți cum era varianta aceea, dragii mei matinali? Ca să-ți meargă bine în căsătorie sau în căsnicie, trebuie tot timpul să spui două cuvinte.
de fapt trei cuvinte. Patru cuvinte. Deci ca să-ți meargă bine în căsătorie, patru cuvinte, dragii mei, să spuneți: ai dreptate, draga mea. Bun, Alina, care este hobby-ul, nu știu, hobby-ul tău preferat? Ce-ți place așa să... Cu ce ți ocupi tu timpul după un spectacol greu, când ești tu doar tu cu tine? Doar eu cu mine am, asta înseamnă foarte puțin timp, ca să știți. Nu știu, îmi place foarte mult să citesc, dacă am timp. Îmi place foarte mult să fac shopping, bineînțeles, tuturor ne place. Să ies undeva, să fac ceva doar pentru mine, dar v-am zis, asta înseamnă foarte puțin timp. Foarte puțin timp. Păi mi-ai promis și mi-ai spus că îți vrei mai mult timp pentru tine. Mi-am propus și încerc, dar doar că nu-mi iese tot timpul. Nu-ți iese. Dar mai am o chestie, este o întrebare foarte interesantă. În momentul când ești tu acasă cu tine, ce faci, care lucru ciudat îl faci prin casă? Nu știu. Un lucru ciudat? Da. Nu știu dacă e neapărat ciudat. Primul lucru, când ajung acasă, mă dezbrac. Clar. Mă relaxez ca fiecare. Am niște tabieturi. Îmi place să îmi pun muzică. Okay. Îmi place să mi-aprind lumânări parfumate. Îmi place să am flori în casă tot timpul. Flori de sezon, nu neapărat. Îmi place să fac ordine, să fac curățenie. Mă relaxează uneori, nu tot timpul. Dar în principiu asta îmi place. Să ascult muzică foarte mult. De gătit îți place să gătești? Nu, îmi place să voiam gătesc, să te... îmi pare rău. Artiștii au o problemă cu gătitul. Nu-mi place să gătesc pentru că mi se pare și asta o pierdere de timp. Înțeles, voiam să o întreb care este preparatul ei preferat la gătit, dar pot să o întreb ce îi place să mănânce, adică tot pe aici. Sigur. Să știi că preparatul meu pe care îl gătesc preferat sunt pastele. Clasice, bine. Sunt la sentimentul tău. Care dintre ele? Cele cu sos roșu sau alb? Totdeauna sos alb și dacă se poate cu ceva fructe de mare, bineînțeles. Bravo, suntem în spiritul italian, am rămas setată, asta este. Dar preferata mea, mâncarea mea preferată, de fapt sunt două, salata de beof și sarmalele clasice. Și turta, nu știu dacă la voi... Da, la noi se mănâncă turtă, acel mălai, cu sarmale și cu piftii sau recituri, cum spune. Mamă, ce bunătate! Toate împreună, e un fel de mâncare. Și la noi la fel, Alina, da. Și vreau să spun că dacă mai spui mult de mâncare, nu mai pot să vorbesc. Vreau să te întreb, care este acel vis pe care îl vrei neapărat să-l transformi în realitate? Ai un vis pe care ți l-ai dori să-l transformi în realitate? Am mai multe, dar o să încep cu unul personal. Acela de a călători mai mult. Da. Iar un alt vis ar fi să-mi duc creația asta cât mai aproape de oameni, să înțeleagă ce vreau eu să transmit prin cântecul meu și arta mea. Câți ani ai, Alina, de când ești pe scena muzicii populare? Adică de... Nu foarte mulți, vreo între 8 și 10, nu mai știu exact, acum nu mai pus așa. Cam așa, aproximativ, dar nu chiar pe scenă. Adică am început, am cochetat cu muzica populară, vă puteți imagina că de foarte mică, doar că nu mi-am dorit să fac asta. Dar între timp, asta este, m-am întors aici. Care este cea mai mare frică a ta? Cea mai mare frică a mea ține de sănătate. Doresc să fie toți cei de pe lângă mine, apropiații mei, sunt foarte puțin, credeți-mă, să fie sănătoși. Nu îmi doresc să aud că cineva s-a îmbolnăvit, m-ar durea foarte mult. Mă doare și dacă aud de altcineva. Dacă ai putea schimba un lucru la tine, care ar fi acela? Puțin din temperament. Sunt puțin cam impulsivă, din cauza zodiei, zic eu. Dar asta este, odată cu vârsta, acum m-am mai liniștit. Crezi în destin? Da. Destinul își spune cuvântul de fiecare dată. Deci nu e vorba aceea că omul e cel care lucrează la tot ce ți se întâmplă în viață. Cu siguranță ai cel mai mare aport la tot ce ți se întâmplă în viață, dar ceva e acolo pentru tine tot timpul să te ia prin surprindere. Și o ultimă întrebare, Alinuș, dacă ar fi să
De fapt, tot e cu mașinăria timpului. Nu merge. Hai că adresez alta. Mi-a venit acum spontan. Este o întrebare ce o telespectatoare matinală fidelă, doamna Măriuca, mi-a adresat-o și a zis, te rog din suflet, nu, doamna Macarin, Măcarin, da, am greșit, mi-a spus, te rog să adresezi această întrebare invitaților tăi. Sunt două, de fapt, mi-am adus aminte. Una, dacă ai avea $1,000,000, draga mea Alina, ce-i face cu această sumă de bani? Nu știu. Aș călători, ți-am spus. Nu. Aș călători, probabil că mi-aș face o casă. O casă, uite așa cum e aici. O casă din asta simplă, ca la țară, în care să îmi petrec, nu știu, sărbătorile, vacanțele cu familia. Și aș călători foarte mult. Iar cea de-a doua întrebare suna în felul următor. Dacă ar fi să iei cina cu o personalitate importantă, fie de la noi din România sau fie internațional, care ar fi acea persoană și de ce? Păi aș lua cina cu Vladimir Putin, să-l întreb ce ai măi nene în capul ăla, ce-i cu tine? Cu Putin aș vrea să iau cina. Și pe băiețelul meu îl cheamă Vladimir, dar nu e cu trimitere la Putin. Nici o treabă. Am înțeles. Bun răspuns, Alina. Sper că te-ai simțit în această dimineață bine alături de noi. Sper că am fost o prezență plăcută și agreabilă și nu ți-am creat niciun disconfort. Absolut deloc. Vă mulțumesc tare mult pentru invitație și dumneavoastră pentru atenție. Ai pe cineva pe care ai dori să-l saluți sau să o saluți? Pe toți cei care ne urmăresc, îi salut și le mulțumesc încă o dată pentru tot. Și unde te găsesc? Mă găsiți pe YouTube, pe Facebook, pe Instagram. Dacă nu, o sunați pe Mădălina și mă găsește ea. Ce drăguță ești, Alina Lăcătușu, pentru dumneavoastră și Mădălina Mitu, în atenție. Vreau să vă spun, dragii mei, că nimic nu este întâmplător în această viață, nici peste oamenii pe care îi dăm sau îi întâlnim, nici măcar situațiile din viața noastră pot să aibă un aport în viața noastră de a ne schimba pe noi ca oameni într-o variantă mai bună sau uneori chiar mai rea. Așa că aveți grijă la alegerile dumneavoastră pe care le faceți în viață și de final, pentru dumneavoastră, în încheierea de astăzi, vrem să vă dedicăm împreună videoclipul muzical al Alinei Lăcătușu. O gorjancă superbă, ce zâmbet frumos și ce prezență, m-am simțit extraordinar alături de ea. Asemenea, îți mulțumesc tare mult. Hai cu pupiși pentru dumneavoastră, toate cele bune, dragii mei! El îmi zâmbește în brad, copilașul meu al drag.
mai vrea.